Bun găsit la Jurnal Economic. Numărul firmelor care au intrat în insolvență în primele 8 luni a scăzut cu 14,7% la 15.765 de la 18.486 în perioada similară a anului trecut. Asta potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. În luna august, un număr de 641 de firme au intrat în incapacitate de plată, marcând un minim al acestui an, în condițiile în care în iulie 2093 de firme nu au mai avut bani să-și plătească datoriile, 2000 de firme în luna iunie. Cele mai mari scăderi ale numărului de insolvențe s-au consemnat în Giurgiu și Mehedinți. În aceeași perioadă, în Alba, Caraș-Severin și Harghita, au fost înregistrate cele mai mari creșteri ale numărului de insolvențe în primele 8 luni ale anului. La nivel național, în 11 județe au fost înregistrate creșteri ale numărului de insolvențe, iar cele mai multe insolvențe au fost raportate în București. Mai trebuie spus că cele mai multe societăți cu dificultăți financiare sunt în continuare cele din domeniul comerțului, construcțiilor și din industria prelucrătoare. La finalul lunii august erau active circa 1,1 milioane de firme. Consumul de pâine neagră a ajuns la 7% din valoarea pieței de pâine, fiind evaluat la 45 de milioane de euro, iar pentru anul viitor se estimează că va atinge o pondere de 10% din piață. Asta a declarat agenției Mediafax Aurel Popescu, președintele patronatului din industria panificației Rompan. În ultimii 2 ani s-au înregistrat creșteri semnificative ale vânzărilor de pâine neagră, adică pâine integrală, graham de secară sau semi-albă. Oamenii au început să fie conștienți că aceasta face bine organismului și o cumpără din ce în ce mai mult, a spus Popescu. Reprezentantul patronatului a arătat că în alte țări ale Uniunii Europene, consumul de pâine neagră depășește 20% din piață, deci cu peste 13% peste valoarea pieței din țara noastră. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!